Numărul 1 mondial, tenismana româncă Simona Halep și-a aflat adversarele de la turneul campioanelor de la Singapore în urma unei trageri la sorți care a avut loc astăzi. Principala favorită va evolua în grupa roșie cu Elina Svitolina, Carolin Wozniacki și Carolin Garcia, ultima fiind cea care a învins-o pe românca în finala de la Beijing, în urmă cu câteva săptămâni. În cealaltă grupă este principala rivală Garbin Muguruza, pe care Halep o poate întâlni în semifinale dacă ambele tenismene vor reuși să se califice până în acea fază. Jucătoarea din Spania le va avea ca adversare în grupa albă pe Carolina Pliskova, Elena Ostapenko și Venus Williams. Primele două clasate din fiecare grupă vor merge mai departe. Meciurile la turneul campioanelor de la Singapore vor începe duminică.